surprinsă de proporție în sferturile de finale ale Cupei României la fotbal, care arată încă o dată că Buturuga Mică poate răsturna Carul Mare. Corvinul Hunedoara, echipă de eșalon inferior, a umilit-o pe CFR Cluj, fostă campionă din Superliga, cu scorul de 4-0. S-a demonstrat încă o dată că la fotbal nu joacă bugetele, nici valoarea individuală a fotbaliștilor, întreg bugetul Corvinului fiind cât 3 jucători de la CFR. Hunedorenii au deschis scorul în minutul 43 prin Viorel Lică, acesta fiind și rezultatul la pauză. În partea a doua jocului, Corvinul a prins curaj și nu a arătat deloc ca o echipă inferioară. De 3 ori a mai punctat prin Marius Coman în minutul 50, Nicolae Pârvulescu în minutul 67 și Daniel Pop în minutul 92. Victoria este una de moral, consideră antrenorul Corvilor Albaștri, ca jucătorii săi să prindă încredere. În ansamblu, eu zic că am făcut un meci consistent, un meci bun. Au prins încredere și jucătorii. Asta e și menirea noastră ca antrenori, să le insuflăm încrederea noastră, pentru că eu cred în procesul pe care îl fac eu, cred în aceste lucruri și chiar spuneam și la interviu de după joc, Vardy la 25 de ani vindea în piață. De ce n-ar spera Coman, de ce n-ar spera Iacob, de ce n-ar spera Pop, Manolache, de ce n-ar spera că pot ajunge la o echipă, de ce nu de teapa CFR-ului. Otele are ofertă de 3 milioane de euro, 4 milioane, a jucat contra lui Iacob și eu cred că învingător din acest meci a ieșit Iacob, jucătorul nostru. Doar că e un meci, se poate întâmpla orice, astăzi a fost pentru noi. Eșecul l-a lăsat fără prea multe cuvinte pe Adrian Mutu. Acesta a pus umilința pe seama atitudinii jucătorilor săi. Ar trebui să ne fie rușine, a spus tehnicianul. Trebuie să ne fie rușine. Eu unul spuneam, în momentul ăsta nu am puterea să iert pe jucător pentru rezultatul ăsta, pentru că e umilitor, eu mă simt umilit și de aceea mă voi gândi bine ce voi face în seara asta, ce voi face pe viitor și mâine dimineață voi anunța clubul și pe dumneavoastră ce se întâmplă. Așa cum anticipa antrenorul Corvinului înainte de meci, publicul a fost al 12-lea jucător. Peste 16.000 de suporteri inimoși au condus echipa spre victorie.